Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Să știți că ziua de joi vine sub semnul arcanei majore, soarele, care reprezintă cumva acel moment în care începem să vedem lucrurile mai clar. Poate să fie o zi cu succes, poate să fie o zi și în care bărbații, în mod special, pot avea un rol important. Însă, energiile generale sunt luna și cu eremitul. Cumva, în detalii, poate să fie diferența și chiar pe partea aceasta de emoții. Este foarte important în ziua de joi să ne ascultăm foarte mult emoțiile, foarte mult sentimentele, pentru că ele ne pot conduce acolo unde trebuie. Să știți că, în general, pare să fie o zi ceva mai liniștită, doar că spre seară lucrurile încep să ia amploare. Și discutăm despre un moment în care sunt tot felul de iluzii, undeva joi-seara pot avea loc tot felul de discuții interesante, pot avea loc tot felul de situații din acestea plăcute. În sensul în care, știți cum, și Mercur face conjuncție la nodul sud, opoziție cu nodul nord, mai mult decât atât, este un moment karmic, aș spune eu, pe discuții, pe contracte, pe relațiile cu ceilalți, cumva se reiau niște discuții, ne trezim iarăși puși în niște situații. Însă, așa cum spuneam, karma asta este și bună și mai puțin bună, deci depinde de fiecare prin ce situație se află. Totuși, aș crede că undeva joi, în a doua parte a zilei, se pot găsi tot felul de soluții la tot felul de probleme. Da? Și soluția vine prin a explora o situație, prin a fi pozitiv, prin a fi autentici, prin a ne asculta acea voce interioară, pentru că ea este foarte importantă și, de asemenea, credința, da? Încrederea în noi, încrederea în cunoaștere, în partea aceasta, ne poate ajuta foarte mult, foarte, foarte mult, ca să ieșim din situațiile respective. Da? Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, vă reamintesc și de previziunile pentru această săptămână, dacă sunteți curioși să vedeți ce mai urmează, pentru că în weekend se întâmplă foarte, foarte multe evenimente. De asemenea, dacă sunteți curioși să vedeți ce urmează pentru următoarea săptămână, când avem o altă eclipsă, de data asta o eclipsă de lună, o lună plină în Taur, care va fi destul de importantă, spun eu, pentru că ne va provoca foarte, foarte, foarte mari emoții. Însă, pentru cei interesați, vă aștept cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Momentan, v-am spus, o găsiți doar pe Android. Nu e vina mea, dar cei de la iPhone nu vor să o accepte, deci momentan nu știu ce o să fie. Da? Nu știu ce o să fie, sper și eu ca ziua de joi să mă ajute să găsesc soluții în acest sens sau să-mi lumineze mintea cumva. Bun, așa că dacă sunteți interesați, vă aștept cu drag acolo și hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Da? Dragi berbeci, pentru voi este o zi așa în care sunteți concentrați pe studii, pe călătorii îndepărtate, visați frumos, poate chiar, știu eu, intrați în contact cu persoane frumoase, persoane bune. Undeva joi seara nu prea o să mai înțelegeți voi mare lucru din ceea ce se întâmplă, dar partea bună a lucrurilor este că prin discuții, prin niște discuții care se reiau, prin niște drumuri scurte pe care le faceți, prin niște lucruri în care ați mai fost, cu siguranță aceste lucruri se pot rezolva. Problemele care țin de relațiile cu ceilalți dragi berbeci, joi își pot găsi soluția, cel puțin o primă soluție, prin acte, prin a asculta intuiția, prin a aborda lucrurile de la nivel înalt și prin a vedea, atenție, imaginea de ansamblu a lucrurilor. Nu vi se cere să vă pierdeți în detalii, deci vi se cere să vedeți imaginea de ansamblu a lucrurilor, să fiți pozitivi. Ajutorul vine din zona spirituală, pe tot ceea ce ține de străinătate, spiritualitate, relația cu profesorii, cu mentorii, partea aceasta de studii, deci de acolo vin soluțiile pentru voi. Și avem Marele Preot și Valetul de Spade. O conexiune văd aici cu zodia Taur, dar este o zi în care ești foarte curios, vrei să studiezi niște lucruri, te concentrezi pe anumite situații. Poate chiar unii berbeci intrați în contact cu o persoană pe care o respectați foarte, foarte mult. Apoi avem faietonul, o conexiune cu zodia Rac, dar faietonul în acest context, știi că înseamnă și un moment în care tu reușești și iei atitudine, ceva se hotărăște, ceva începe să arate într-un mod diferit. Poate un drum pe care îl faci sau cineva care îți vine în vizită.
Ultima carte, 4 de spade. Uite, joi este o zi bună de odihnă, de meditație pentru tine. Cu siguranță în a doua parte a zilei vă mai liniștiți, dragi berbeci, și meditați, găsiți soluții. E ca și cum căutați ceva, niște acte sau rezolvați o anumită situație. Sunteți puțin liniștiți, da? Așa, în a doua parte a zilei. Zodia Taur. Pentru tine astăzi soluțiile vin prin a închide, dragi Tauri, prin a vă detașa de tot felul de lucruri care nu mai funcționează. Pentru că, da, undeva în a doua parte a zilei pot avea loc tot felul de discuții legate de muncă, legate de rude, relația cu ceilalți, legate de bani. Pot fi chestiuni legate și de persoana iubită, cumva se reiau niște discuții sau se întâmplă niște lucruri acolo extraordinar de interesante. Așa cum spuneam, soluția vine, nu știu, printr-o bancă, prin ceilalți, prin a pune capăt, dragi Tauri, la ceva anume, poate la o colaborare, poate la un stil de viață care nu este atât de sănătos. Deci cumva soluții există, găsiți soluții. Chiar dacă vedeți voi ziua de joi poate să fie destul de aglomerată, nu neapărat într-un sens negativ, poate aveți multe lucruri de făcut. Și avem valetul de bâte, 3 de bâte, o deblocare care apare aici, dar și un drum scurt pe care îl faci undeva anume. Poate îți vine cineva în vizită, ești bucuros, ești entuziasmatică și cum îți găsești pofta de viață. Pentru că ești într-o stare în care, uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ești așa ca un copil din ăsta care da, e supărat pe viață, da? Cum sunt eu cu aplicație. Treiul ăsta de bâte, uite, vine cu progres, vine cu vești bune. Poate unii Tauri spuneți gata, las chestia asta deoparte, nu mai insist, înseamnă că nu-i pentru mine și merg pe alt drum. Apoi avem Regina de Monede, este cartea ta, este clar că în această zi îți dai seama că e cazul să ai mai multă grijă de tine, de finanțele tale, de sufletul tău și pentru unii Tauri văd aici o legătură cu o persoană care are grijă de voi. Fie persoana asta are grijă de tine, fie tu te gândești să îngrijești pe cineva. Apoi avem 9 de bâte, ultima carte. Poate să fie și o zi în care te simți puțin obosit, pentru că da, cu siguranță zilele astea au fost destul de aglomerate pentru tine. De asemenea, dragi Tauri, poate să fie și un moment în care aveți multe discuții, aveți multe lucruri de făcut așa pe repede înainte și na, vouă nu prea vă plac chestiile astea, că e nevoie să luați lucrurile încet. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi astăzi este un moment ciudat, în sensul că e posibil undeva joi seara să mai înțelegeți nimic. Privind o relație, privind relațiile cu ceilalți, privind statutul vostru pe acolo, poate e vorba și de o persoană cu autoritate asupra voastră care vă cam amețește de cap și nu știți ce să mai credeți, nu știți ce să mai înțelegeți. Însă, dragi gemeni, soluția vine prin ceilalți, soluția vine printr-o colaborare, soluția vine prin oamenii din jurul vostru. Deci poate e cazul să mai apelați și la ei, mă refer la prietenii voștri, mă refer la oamenii din jurul vostru. Cu siguranță, da, este o zi foarte puternică pentru tine, că na, Mercur, guvernatorul tău, este în conjuncție la nodul sud, deci cu atât mai mult te trezești pus în niște situații în care ai mai fost. Pot fi chestiuni importante pentru sufletul tău, pot fi lucruri legate de bani, de discuții, de casă, de familie, persoana iubită, deci cumva acolo se reiau niște discuții, se reiau un flirt, nu știu, se reiau niște chestii. Acum, dragi gemeni, e nevoie să vă concentrați pe un anumit lucru. Da. E nevoie să mai ascultați și părerea celorlalți. Și poate să acceptați și voi un final. Să acceptați și voi un final, că atât a fost. 10 de cupe, valetul de cupe, o bucurie pe care o ai aici privind casa, familia, poate să fie și o zi în care ai multă creativitate, dar văd aici o speranță pe care o ai, te bucuri așa ca un copil de ceva anume. 5 de cupe, uite, 5 de cupe spune că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate chiar ai regrete, te uiți spre partea goală a paharului. Moartea, ultima carte, o legătură cu zodia Scorpion, dar și o transformare, o închidere care apare pentru tine. Ceva se închide, ceva se transformă. Justiția. O decizie legată de o despărțire, de un contract, de ceva important.
Ia să vedem ce e cu asta. Deci, ceva legat poate de zodia, balanță, uite, ceva legat de trecut, o situație în care mi-ai fost pus, o discuție sinceră care are loc. Pentru unii gemeni, toată povestea are legătură cu dragostea sau are legătură cu o persoană foarte dragă sufletului vostru. Reușiți și închideți ceva. Da, lăsați trecutul în urmă. Zodia Rac. Pentru tine, astăzi este o zi, în mare parte, ceva mai liniștită pe la muncă. Doar că, dragi raci, cum să vă spun, un moment în care se reiau niște discuții foarte puternice în casă și în familie, legate de niște acte, legate de rude, legate de o mutare, de responsabilitățile pe care oamenii din casă, da, le au. Pe de altă parte, undeva joi seara apar tot felul de activități importante în plan personal pentru tine și uite că soluția, să știi că vine pe muncă, soluția vine pe a lăsa puțin deoparte viața privată și te concentrezi și tu pe muncă, că oricum am vrea, nu putem să controlăm lucrurile. Da? Și din ce văd eu, dragi rați, sunt lucruri acolo foarte ascunse care pot ieși la suprafață acum. Sunt niște discuții care au loc, dar pentru unii raci e vorba și de fapte, adică se și întâmplă ceva concret. Avem cavalerul de bâte și turnul. Un adevăr care este la suprafață, dar și o reacție total neașteptată a unei persoane foarte entuziasmate, foarte energice, pline de viață. Da? Este vorba despre un final, despre o transformare. Și apoi avem nebunul, o eliberare. Cineva se eliberează dintr-o situație. Tot nebunul înseamnă și un adevăr pe care tu îl afli, dar poate să fie și o zi în care spui gata, m-am detașat. Dar oricum, foarte mulți raci veți rămâne surprinși de reacția unui bărbat. Ultimul mesaj, regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este clar o zi aici în care, uite, tu îți poți recăpăta încrederea în tine sau este o persoană care te susține, care te ajută. O persoană care îți suflă în aripi, care ți este alături. Îndrăgostiții, da? Poate să fie și o atracție foarte mare pe care o ai față de cineva, dar văd clar și o decizie importantă pe care tu o vei lua. Zodia Leu. Dragi lei, în prima parte a zilei lucrurile sunt mai liniștite pentru voi, doar că undeva joi seara se amplifică tot felul de lucruri. Se amplifică, știu eu, această stare de confuzie privind o relație, un parteneriat, banii, afacerile, toată zona aceasta. Și tot joi are loc conjuncția lui Mercur cu nodul sud, opoziție la nodul nord, deci discuții care se reiau privind un proiect, privind banii, privind o negociere. Nu neapărat joi seara, că energiile poți să le simți deja de când vezi filmarea, că această conjuncție și respectiv opoziție, acestea se vor simți mai mult timp. Pentru tine este o zi oarecum bună, în care ți se cere clar să alegi plăcerea, să alegi iubirea, să faci ceva din plăcere, din pasiune și să abordezi lucrurile, repet, de la nivel înalt. Cumva nu e ok, dragi lei, să știu eu să mergeți în direcții diferite, cumva nu e ok să mergeți după ceilalți. V-am mai zis eu, lăsați acolo rudele, vecinii și toate chestiile astea că nu vă ajută. Și luați și abordați lucrurile de la nivel înalt, că asta e soluția pentru voi. Și da, tensiunile astea care se simt, uite, au soluția prin iubire, prin a-ți împărtăși iubirea, prin a spune ce simți, prin a face ceva din plăcere. Adică să faci ceea ce simți, să nu te intereseze ce zic ceilalți, să nu te intereseze de părerea oamenilor, știu eu. Printr-un copil poate să vină soluția, prin persoana iubită, prin creativitatea ta. 8 de bâte, 10 de monede, multe lucruri care se întâmplă pe repede înainte astăzi, legate de casa ta, legate de un grup de oameni. Poate este vorba despre un eveniment important, o petrecere, însă pentru alți lei văd aici niște discuții intense care au loc în plan personal sau într-un grup de oameni din care faci parte. Poate rezolvi ceva legat de o bancă, legat de o sumă de bani.
Și 7 de cupe spune că ai foarte multe oportunități astăzi, poate este o zi în care ai de făcut o alegere, doar că încă nu te-ai decis exact pe ce drum să mergi. Poate să fie și o zi în care unii lei sunteți așa în extaz, totul e roz, totul e frumos, iar ultimul mesaj este 3 de monede, ultima carte. Văd că lucrezi totuși la ceva împreună cu partenerul, împreună cu un grup mai mic de oameni, studiezi o anumită chestie. Trei de bâte. Unii lei posibil să spuneți gata, am rezolvat problema și după aia să vă treziți că mai aveți ceva de reparat, mai aveți ceva de făcut. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi să știți că este un moment foarte intens. Discutăm despre o zi în care, știu eu, undeva, uite, miercuri seara, nu, miercuri joi seara, scuze, e un moment ciudat, da? E un haos acolo, legat de relația cu partenerul, de stabilitatea unei relații, relația cu rudele, relația cu niște persoane din trecutul tău. Acolo ceva e ciudat pentru tine. Și uite că Mercur, guvernatorul tău, te ajută. Te ajută și te face să fii pus iarăși într-o situație în care ai mai fost. Legat de autoritatea ta pe care o ai în casă, în familie, în relația cu ceilalți, în mod special, pot fi chestiuni, dragi fecioare, chiar legate de statutul vostru. O fecioară singură, o fecioară aflată într-o relație, stai singur, stai împreună cu cineva, ești părinte, ești mătușă, ești unchi, ce ești tu acolo și așa mai departe. Deci toată zona aceasta. Soluția vine prin a închide, da? Soluția vine prin a face niște schimbări, dragi fecioare, legate de casă și de familie. Și când spun schimbări, nu mă refer neapărat să vă mutați, să vă schimbați casa. Unii, da, posibil să fie vorba și despre așa ceva, dar pentru alții discutăm foarte clar despre un mod de a aborda lucrurile, da, într-un mod total diferit. Adică vi se cere să abordați lucrurile diferit. Și, na, v-am mai spus care e soluția la voi, nu mai repet, că după aia spuneți că tot vă bat la cap cu chestia asta. Dar n-am ce să vă fac, e și Lilith acolo, sunt nodurile cum sunt, deci vi se cere clar să mai vedeți puțin, da, care e viața voastră. Care e viața voastră, cât valorați, ce oferiți și să nu mai aveți așteptări de la alții, că degeaba aveți, degeaba aveți. Uite că a sărit o carte pe jos și o să o iau. Uite, 2 de spade, exact ce ziceam, 2 de cupe. Împărăteasa, deci este o zi în care o femeie are un rol foarte important în viața ta. Poate să fie mama, poate să fie partenera de viață, poate să fie vorba despre o sumă de bani, dar este o zi în care relațiile sunt foarte importante. Și avem aici un valet de spade care este foarte curios, vrea să știe multe. Pot fi niște discuții intense în cadrul unei relații, în cadrul unui parteneriat și văd o decizie importantă pe care tu o ai de luat. O decizie importantă. Apoi avem 6 de spade, un drum pe care cineva îl face, dar la un moment dat văd și o lipsă de comunicare într-o relație și este ceva ce pe tine te va pune pe gânduri. Unii, poate știu eu, așteptați pe cineva să vă vină în vizită, este cineva din viața voastră care face un drum, fie către voi, fie pleacă undeva, dar totuși văd o bucurie pe care tu o afli sau o bucurie pe care o ai. Zodia Balanță. Dragi balanțe, Mercur în conjuncție cu nodul sud, în zodia voastră, opoziție cu nodul nord. Voi reluați niște discuții privind niște acte, privind un contract, privind o călătorie îndepărtată, privind o mutare pentru alții. Și vedeți voi, dragi balanțe, poate nu e ceva ce vă este foarte confortabil, doar că asta e soluția la voi, prin comunicare, prin negociere, prin drumuri scurte, prin întâlniri față în față, da? Prin partea aceasta și vi se cere, dragi balanțe, foarte clar să vă organizați mult mai bine.
Puteți să vă treziți și cu tot felul de reacții ciudate din partea celorlalți. V-am mai spus că acum e o perioadă în care dacă nu comunicați voi, mai ales cu nodul sud acolo, că aveți ceva de spus, aveți ceva de spus, ceva ce țineți în voi. Dacă nu comunicați voi, o să vă treziți cu reacții ciudate din partea celorlalți și o să spuneți, au rău, dar ce au oamenii ăștia cu mine? De data asta e mai blândă povestea, dar nu e chiar cum a fost cu Marte, dar na, Mercur fiind guvernator de casă 12, fiind și Venus pe acolo, fiind și Lilith, nu m-ar mira să vă treziți cu tot felul de reacții ciudate, poate nu la fel de dure, da, ca și fizic vorbind, da, nu cu reacții așa, cu țipete, cu știu eu, dar cu niște chestii așa, să zâmbească omul frumos și îți spune gata, da, așa este, și te trezești că dimineața ești blocat la telefon și nu se mai întâmplă nimic. Soluția e prin comunicare. Comunicați, dragi balanțe, drumuri scurte, rude, anturajul vostru, acolo e soluția. Comunicare, negociere. Acum, repet, fiecare face cum vrea, dar pe acolo e soluția pentru voi. Fie că vă place, fie că nu vă place. Bun. Asul de cupe, 10 de cupe. Uite, o veste bună pe care o primești din casă și din familie. Poate să fie și o zi în care experimentezi o emoție nouă privind o situație anume, dar avem și 8 de monede. O zi în care ești prins pe muncă, lucrezi la ceva, te concentrezi pe anumite detalii. Unii dintre voi cu siguranță treceți printr-o perioadă în care începeți să vedeți lucrurile mai clar. Apoi avem Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie și o zi în care unii intrați în contact cu o persoană dulce, iubitoare, sensibilă, este o persoană mai intuitivă din fire, poate să fie cineva care se ocupă cu zona aceasta medicală sau cu partea spirituală, cu vindecarea, nu știu, e o persoană mai sensibilă. Și aici, dragi balanțe, este un moment în care vi se cere să vă ascultați și voi intuiția. Da? Este o situație în care tot ați stat, ați așteptat și poate astăzi, știu eu, vă luați un moment în care vreți să faceți ca lucrurile să avanseze, să progreseze. O zi cu foarte mari emoții pentru voi. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este o zi în care vă va fi puțin pusă la încercare stima de sine, respectul de sine. Pentru că, da, se reiau niște discuții, dragi scorpioni, privind viitorul unui proiect, viitorul unei relații, privind o rupere, o transformare, o închidere. Este o perioadă foarte ciudată pentru voi, pentru că, na, dacă știți că aveați secrete, ele acum se pot dezvălui sau dacă știți că cineva avea secret față de voi, acum le puteți afla. Drumuri pe care le faceți, știu eu, într-un mod ascuns, poate la o vreme de seară, poate în locuri mai retrase. Alți scorpioni poate chiar preferați să meditați mai mult în perioada asta, să comunicați mai mult cu divinitatea, cu planul acesta, pentru că da, v-ar putea ajuta foarte mult. Dar în legătură cu viitorul vostru, vedeți ce decizii luați. Da? Pe de altă parte, soluția vine pe bani, soluția vine prin a te valorifica pe tine și de a nu mai sta în niște lucruri toxice, de a nu mai sta în niște situații care ție personal nu îți sunt favorabile. Soluția e, ține poate și de bani, știu eu, uite, sau de alimentație, deci pentru unii scorpioni pot fi și probleme de sănătate și atunci e ok să vă dați seama că de la alimentație pleacă tot. Și când spun alimentație, refer și la alimentație, da, fizică, cu mâncare, dar vedeți voi și informațiile astea care vin către noi și alea sunt o hrană. Alea sunt o hrană de altă natură, da? Spre exemplu, rațională, da, energiile sunt de natură spirituală, o altă hrană. Dar ele, per total, se cumulează. Dar voi înțelegeți la ce mă refer de asta și am vrut să fiu aici mai altfel, să vă explic altfel. Da? Voi înțelegeți, cred, cel mai bine la ce mă refer. Bun. Și poate e cazul să nu mai acceptați astfel de lucruri. Da? 8 de cupe. Arcana majoră diavolul. Uite, e un stres aici în legătură cu un drum, cu o plecare. Poate e ceva legat de un abandon. Trebuie să abandonezi ceva, să lași pe cineva în urma ta. Poate unii, nu știu, aveți treabă. Sau unii vă dați seama că, băi, nu mă mai sunt împlinit în relația asta, în situația asta. O conexiune cu un capricorn pentru unii. Dar este și un moment în care tu aici ai foarte multe responsabilități. Ai foarte multe lucruri pe care le duci în spate.
Și e nevoie, dragi scorpioni, să mai lăsați din el. Adică mai tăiați din ele. Ultima carte, Regele de Spade. O conexiune cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Este și o zi în care îți faci niște planuri, niște strategii în legătură cu o situație anume. Și de asemenea, văd aici o primă deblocare. O decizie, o victorie. Da, poate era un inamic pe acolo prin jurul vostru și poate e nevoie să-l eliminați. Dar poate voi erați propriul vostru inamic, nu v-ați gândit și la chestia asta? Că de multe ori noi suntem propriul nostru inamic. Nu e nimeni altcineva. Oricum ar fi, mie mi-apare un progres sau un drum sau o discuție, ceva și se întâmplă. Și este ceva ce tu vei iniția. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi în care, nu știu, sunteți mai liniștiți, doar că undeva spre seară vă apucă așa o senzație de iluzie, de confuzie, mai ales din punct de vedere emoțional. Vedeți că pot fi stări din acestea care să fluctueze. Cumva acum râdeți, acum plângeți, chestii ciudate. Ei, dragi săgetători, Mercur acolo face conjuncție la nodul sud, opoziție la nodul nord și discutăm despre un moment în care, asta e viața, trebuie să vă gândiți și voi foarte serios. Ce persoane vă păstrați prin jurul vostru și ce nu? Să vă gândiți serios dacă, nu știu, contează atât de mult ce spun oamenii ăia. Da? Contează atât de mult ce spun oamenii ăia. Pentru că, da, Lilith pe acolo, pe casa a 10-a, vă face să vă concentrați foarte mult pe carieră, pe reputație, cine sunt, unde sunt, sunt într-o relație, sunt singur, ce statut am. Ei, vi se cere să vedeți ce faceți, da? Ori lăsați oamenii ăia în pace, da? Pentru că oricum ar fi, oamenii tot vor comenta, tot vor spune, că spun în față, că spun pe la spate, tot spun. Dar important e să fii tu fericit, da? Cam așa și aici. Relația cu partenerul, iarăși, poate avea parte de tot felul de discuții care se reiau privind poate o căsătorie, poate o despărțire, poate unii aveți ocazia să cunoașteți pe cineva în preajma zilei de joi, se întâmplă ceva acolo. Este o chestie karmică, probabil sunt discuții care se reiau pentru alți săgetători. Dar uite că soluția vine de la tine. Da? Asta e, te salvezi singur, dacă vrei, dacă nu, în 2 ani de zile cât mai stau nodurile pe acolo, ai timp, sau cât mai durează, până prin 2025. Ai timp, da? Momentan e un prim declic acolo. Poate să fie ca un fel de conștientizare pe care tu o ai pentru unii dintre voi. Hai să vedem. E, uite, asul de spade și karma. Karma, deci o legătură aici, uite, cu trecutul, o decizie importantă privind un bărbat sau dacă ești femeie, poate tu în sfârșit îți recapeți încrederea în tine și iei o decizie după mult timp. O discuție clarificatoare care are loc sau o întâlnire cu o persoană dragă ție. Apoi avem un 3 de spade. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva e ciudat aici. Văd o persoană cu o inimă frântă. Și avem cavalerul de spade, deci niște discuții clarificatoare care au loc, discuții sincere. Și e ceva legat de o decizie importantă, de iubire, de o persoană dragă ție. Deci o discuție în cadrul căreia cineva e sincer. Poate chiar tu dai dovadă de sinceritate sau ceilalți. Da, pisicile sunt aici, se pupă, se miaună, se ceartă, nu înțeleg ce fac. E ciudat. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, astăzi vă spuneam eu că e bine să nu încercați să controlați lucrurile. Chiar undeva spre seară, joi seară, e bine să fiți puțin atenți pe ceea ce comunicați, pe ceea ce spuneți. Poate să fie un moment de iluzie, da? Privind viitorul apropiat. Spui, bun, dar e totul fără sens, e totul fără direcție, fără un drum anume. Atenție pe ce comunicați, repet, undeva joi seara și pentru voi, conjuncția asta dintre Mercur și Nodul Sud, opoziția cu Nodul Nord,
E despre a lua niște decizii importante privind munca, privind niște acte, privind relația cu partenerul de viață. Pot fi niște discuții care se reiau privind rudele, privind responsabilitățile, privind o problemă de sănătate a unei persoane. Cumva acolo vi se cere, dragi capricorni, să vă mai îndreptați puțin atenția și spre viața privată. Pe de altă parte, este un moment în care se reiau niște discuții, se reiau niște drumuri, se reia ceva, da? O situație în care mi-ai fost pus. Soluția vine prin a închide sau prin a te detașa, prin a încerca să nu controlezi nimic și prin a înțelege că absolut nimic în viața asta nu e sigur. Absolut nimic. Totul e relativ, da? Trei de spade, patru de cupe. Deci, uite, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, dar e ca un refuz sau are legătură cu o veste pe care o primești și poate nu-i vestea negativă, doar că inițial nu-ți place. E o decizie pe care ai așteptat-o de mult timp, acum se ia, însă văd și o persoană oarecum plictisită, obosită. Împăratul, o legătură cu zodia Berbec, dar toată această poveste poate avea legătură, să știi, cu o persoană cu autoritate asupra ta. Este o persoană stabilă, sigură pe ea, este o persoană care știe foarte bine ceea ce își dorește. Iar ultima carte este 4 de monede. Da. Multă stabilitate, multă încredere în tine. Până la urmă se pare că unii capricorni fie rămâneți acolo în încăpățânare, fie pentru alții dintre voi spuneți, ei, asta e situația, rămân așa. E ca un fel de provocare, dacă vreți, care apare aici. Ca un fel de provocare. E ca și cum nu vrei să pleci de undeva, nu vrei să accepti ceva anume, un final. Cu toate că soluția, dragi Capricorn, ține de finalul ăla. Zodia Vărsător. Dragi Vărsători, ceva legat de un copil, de persoana iubită, de o afacere. Vă treziți puși iar într-o situație de genul acesta. Și de data asta, tare bine ar fi să comunicați. Tare bine ar fi să comunicați. Începeți să înțelegeți niște lucruri, începeți să vedeți totul mai clar. Unii vărsători, nu știu, să spun că vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost, poate chiar recent, da? Nu neapărat acum nu știu cât timp. Și de data asta, da, soluția vine pe viitorul vostru, vine prin a vă concentra pe viitor. Soluția vine din partea prietenilor, din partea grupurilor de oameni, din partea zonei acestea de online, da? De a studia ceva în grup sau de a fi mai pozitiv privind viitorul vostru, da? Cred că da, cred că asta e soluția. Cumva să fiți mai pozitivi, indiferent ce se întâmplă. Poate chiar unii vărsători, pentru voi nu e neapărat chiar atât de ciudată chestia asta, mai degrabă sunt lucruri care se întâmplă oamenilor din jurul vostru și voi sunteți acolo, da, să salvați lumea. Asta e viața. Că oriunde vă aflați în lumea asta, voi sunteți cei care ieșiți în evidență, da? Și atunci e nevoie. Deci, dragi vărsători, vi se cere să fiți pozitivi, să încurajați oamenii din jurul vostru, să fiți alături de aceștia. Asta e soluția pentru voi. Chiar asta e soluția. Conștientizați-vă valoarea. Conștientizați-vă valoarea. Uite, avem un 2 de bâte, Marea Preoteasă, Asul de bâte. O bucurie pe care o ai, un nou început, o speranță foarte mare, care are legătură cu un drum lung, cu o călătorie îndepărtată, cu o distanță foarte mare, dar și cu niște planuri pe care tu aici ți le faci pe un termen foarte lung. Uite, cam asta e și soluția, să vezi lucrurile pe un termen mai lung. Marea Preoteasă, păi aici, dragi vărsători, vi se spune clar să vă ascultați intuiția. Să vă calculați foarte bine cuvintele și să învățați foarte multe lucruri din ceea ce vedeți voi practic, da? Că știți cum se spune că e mai frumos, așa, e mai ok să învățăm din greșelile pe care ceilalți le fac sau din lucrurile care se petrec în jurul nostru. Pentru că da, de acolo putem să învățăm lucruri. Ultima carte pentru tine, Regele de Spade. Poți să ai o legătură aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Regele de spade
poate să reprezinte și energia ta, dar este și o zi în care ți se cere să-ți faci un plan, o strategie, iar un vărsător poate reuși să rezolvați ceva important legat de o instituție publică, legat de niște acte, însă se amplifică această idee cum că tu în ziua de joi poți să afli un adevăr sau poți să ai o discuție cu cineva. O discuție sinceră. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi se reiau niște discuții intense în casă, în familie, privind o moștenire, un partaj, o despărțire, privind o bancă. Poate sunt chestiuni legate de acte pentru unii pești. Aveți de închis ceva, poate un proiect, poate altceva important. Poate e vorba de niște responsabilități care sunt în casă, în familie, în viața privată și bineînțeles că acolo e nevoie de acțiune. Soluția este, dragi pești, prin a vă asuma anumite responsabilități. Da? Cumva nu prea aveți ce să faceți. Cumva nu prea vă puteți baza pe ceilalți și cumva vi se cere să vă bazați doar pe voi, pe ceea ce știți voi, pe ceea ce puteți voi să faceți. Dar este un moment în care vei conștientiza adevărata ta valoare, eu așa cred. Eu așa cred. Pe de altă parte, soluția poate să vină printr-o persoană cu autoritate asupra ta. Mama, tatăl, partenerul de viață, șeful, o persoană importantă. Cumva energiile astea le vei simți foarte, foarte intens în ziua de joi, însă îți puneam în previziunile bonus pentru octombrie. Dacă nu le-ai văzut, te invit cu drag să o faci, mai avem până la final și acolo ți-am zis zile bune, zile tensionate. Uite, ziua de joi este una din acele zile tensionate pentru tine, da? Mai ales joi seară, care este posibil să apară ca un fel de criză de identitate pentru unii dintre voi și chiar momente în care spuneți că nu mai dau seama unde sunt, ce-mi place, cum m-am trezit în situația asta, de ce toate chestiile se dărâmă în capul meu. Regele de bâte avem aici, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător și avem și 5 de cupe, care înseamnă un regret. Deci cineva regretă în legătură cu o încredere pe care a avut-o într-o persoană. Cineva se uită spre trecut, spre ceea ce s-a întâmplat cândva. Apoi avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Poate să fie o zi în care tu ai legătură cu o femeie importantă sau rolul tău ca femeie este foarte puternic în această zi. De asemenea, mai văd faptul că tu te vei concentra foarte mult pe confortul tău, pe starea ta de bine. 10 de cupe. Familia și casa se pare că au un rol important, dar până la urmă văd că rezolvi ceva pentru sufletul tău. Ai aici un ideal, vrei ca lucrurile să se desfășoare într-un anumit fel și uite că avem și 9 de monede, care înseamnă bani, înseamnă încredere în tine. Poate să fie o zi în care îți recapeți încrederea în tine, să știi, chiar dacă lucrurile sunt destul de ciudate. Unii e ca și cum vreți liniște, vreți pace. Poate v-ați simțit păcălit sau păcălită de cineva, așa cum spuneți, uite, hai să mă bazez pe mine, hai să-mi asum o responsabilitate, pentru că e clar că din partea cealaltă eu nu am susținere. Pentru că da, Saturn acolo vrea maturitate de la voi. Ce să-i facem? Și pentru mine Saturn e într-o poziție intensă. Simt că e ca și cum port cerul pe umeri. Da, asta e viața. Da. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să dați un like, să lăsați un comentariu, să distribuiți videoclipul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și de asemenea vă invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem multe evenimente în weekend și vă invit cu drag și la previziunile pentru următoarea săptămână, cei care sunteți curioși, pentru că acolo, așa cum am zis, avem o eclipsă destul de puternică, la căreia ni se cere să-i facem față, o eclipsă puternică cu foarte mari emoții și vă reamintesc și de aplicația Tarot by AI, vă invit cu drag acolo să vedeți despre ce este vorba, vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă și de discuții cât mai clarificatoare.